Doamne și domnule, bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit că-i musai să povestim iarăși și iarăși despre cât de răvășitor poate fi să ajungi tu, o țară bogată totuși, cu resurse, cu tot ce vrei tu, să ajungi iarăși din cauza ta și numai din cauza ta și a care te conduc, ciuca bătăilor peste tot în Europa. Am stat în aprilie și ne-am uitat la Italia, la Spania, apoi la Franța, apoi la Marea Britanie, apoi la Suedia, cu o luptă așa cum au putut, și cu sistemele lor super performante de sănătate, cu o luptă cu coronavirusul. Și așa în, în adâncul sufletului parcă eram liniștiți. Uite mă că noi ăștia daci nu pățim nimic. Ei bine, știrea zilei este asta. România se apropie de pragul record de 10.000 de cazuri active, mult peste vârful din aprilie. Și începem deja să fim izolați. Cât or fi grecii, da? de doritor de bani de la turiști, au anunțat astăzi că e mai probabil ca oricând să închidă granița pentru cetățenii din țări precum România și Bulgaria. Trebuie să mai știi, da? Suntem izolați, și asta iau de pe antena 3. De ce iau de pe antena 3 o să vă explic România devine țar țară izolată din cauza COVID-19, dar poate și din cauza faptului că antenele astea lui Voiculescu, turnătorul ăla Felix numit, da, au promovat până până la, la tăvăleală tot felul de. de nimuruși de ăștia de felul șepte care promovau la rândul lor conspirații e, și tot felul de lucruri care astăzi ne costă. Da? Lucrurile astea trebuie povestite. Eu știu că majoritatea ne-am săturat de subiectul ăsta numit COVID-19, coronavirus, SARS-CoV-2 și toate nebuniile. Numai că dacă nu vorbim despre astea, o să avem iarăși impresia că cineva este de vină pentru că noi. Cineva, un străin de obicei, este de vină că nouă ni se întâmplă. Cineva, evident, universul are ceva împotriva noastră, a dacilor, a ălora care o da limba latină și mai știu eu ce tunele pe sub bucegi, că vezi, Doamne, suntem iarăși la marginea omenirii. Suntem la marginea omenirii pentru că nu știm să alegem. Suntem la marginea omenirii pentru că am tolerat și tolerăm un sistem prin care tot felul de, de nimuruși de ăștia ideologici ajung la conducerea țării. Azi a ieșit uh, Iohannis, ca să-i luăm pe rând. Și Iohannis o spulbera PSD-ul, uite ce fac ăștia, și într-adevăr a avut dreptate. Dar așteptam de la Iohannis, și aștept, să-și ceară măcar scuze, voalat, cum vrea el. Pentru că altă dată spunea, nu-i așa că e o simplă răceală. Ca să-i luăm. Da? PNL-ul se dă de ceasul morții, vorbind despre faptul că trebuie să facă legea, și uite că ăștia la socialiștii nu vor să o voteze. Dar aștept de la PNL ca și ei să vină și să spună: Băieți, pe care, pe care îl prindem că fură, cât o fie la de penelist îl dăm de pereți. Încă n-au spus asta. Da? Bun. Și acum mergem la ăștia la principalii vinovați, cei care atenție nu au gesturi singulare. Să zici, domnule, e prost, o furat, cum au ăștia alați. Nu, aici este o, 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 haită. Era să zic echipă, nu merită cuvântul. O haită care au programatic însușirea de a distruge încrederea românilor din instituții. Și au venit Orlando, da? Postul ministru, singurul ministru de finanțe din lume cu datorii la fisc, care a început să se rățoiască și să se răcoiască, da? Nu medicii conduc în țara asta. Bă, tată, în vremuri de pandemie chiar medicii conduc. Și vine și șeful său de partid, Ciolacu, singurul care la sindrofia aia de la ambasada Franței, de ziua Franței, a refuzat să poarte masca de protecție. Lucrurile astea spun foarte mult despre noi. Lucrurile astea spun extrem de mult despre ce am ajuns astăzi, noi, ăștia, niște semi-europeni, niște. niște. să-ți și titlu. Ca să înțelegi de ce noi suntem doar cu numele pe hârtie în Uniunea Europeană. Suntem singura țară din Europa care nu are în acest moment o lege pentru internare, izolare, detașare de medici. Și atunci vorbim despre ce, tată? Vorbim despre incapacitatea unui sistem despre incapacitatea unui popor, despre incapacitatea totală de a selecta pur și simplu oameni care pot să facă binele și public, nu doar personal. Da? Ce mă bucură în ecuația asta? Mă bucură revolta medicilor. Și o sper să găsească o voce comună, medicii. Știi că până acum i-au aplaudat. După modelul ăla italienesc, toată lumea aplauda medicii. Acum, pe măsură ce vin fake news începe lumea să înjure lumea. O parte, mică, dar foarte vocală, începe să injure înjure și pe medici, și pe personalul medical, și pe pe toți, de la portar până la asistenta șefă, de la uh, rezident până la uh, șeful de secție, de la directorul de spital, toți sunt înjurați. Și mă bucură că medicii au luat poziție. Mesaj dur al directorului spitalului Victor Babes din Timișoara pentru ea care nu cred în COVID-19. Îi așteptăm în spitale, unde avem și lumânări. Este un răspuns extrem de bun și medicii vor trebui să-și găsească acea coloană dreaptă. Da? Tot de la Victor Babes din București de data asta. Da? Un mesaj pentru ăia care negaționiști. Hai cu noi în terapie intensivă. Intri fără mască, stai acolo 10 minute și respiră profund. Ai curaj, că la vorbe sunteți meșteri, toți. Pur și simplu, așa vor trebui să facă medicii, pentru că, din uzică cât au boala asta e spurcată. Să te zba, să tragi aer în plămâni, cu disperarea omului care se neacă. Mă dacă vrei să o faci, că tu ești unul care nu pune pres pe nimic, fă-o la tine acasă, bagă-te în cadă stai acolo și respiră printr-un pai, dacă s-o rămas de la copii după ce băut un cola. Dar să dai și altora, mi se pare o crimă. Să nu ai lege prin care să oprești infectarea altora, mi se pare o crimă în masă. Și pentru asta sunt vinovate instituții și sunt vinovați politicieni și sunt vinovate partide. Dacă noi am nici într-un fel sau altul actul medical, am fi pasibil de pedeapsă, cu pușcărie că vin partidele unele și zădărnicesc actul medical, unele din prostie că nu au dat o lege bună, altele ca așa vor ele, numai ca să câștige capital electoral de la tot felul de prostalăi. Da? Băi băieți, hai să fac eu o organizație sau fost o organizație care urlă împotriva actului medical. Desfășura corect. O să vezi că ne scoate în afara legii și bine face sistemul instantaneu. Când vine un partid și face praf Toată munca medicului, domnule, e partid, a fost o declarație politică. Păi da, dacă eu stau la coadă că n-ați digitalizat România, aia nu e o declarație politică. Dacă eu stau cu frica în sân, că nu există o lege prin care să-l oblige și pe el alalt, nu numai pe mine, să poarte o mască, aia nu este o declarație politică. Sau este moarte politică, sau internare, sau intubare politică. Despre asta vorbim. Despre incapacitatea sistemului și oare de ce? Pentru că în sistem au ajuns tot ăia care n-au fost în stare să intre în economia reală. Ăia fără școală, mulți dintre ei fără școală, făcuți așa numai la, știi, ultimii din clasă, au ajuns primii în țară. Uite aici, ce-ți dau un simplu exemplu de astăzi? Pro-România, Partidulul Ponta, fură de la PSD un senator cu bacalaureatul dat în timp ce era șef de alimentară comunistă. Mă, chestiile astea trebuie să le știm. Adică tu ți-ai dat... Uh, bacalaureatul când erai șef de alimentară, n-ai fost în stare să faci un liceu și să ai un bacalaureat și senator, tată. Și se bate acum pentru șefia Consiliului Județean Neamț. Bă, băieți, ăștia sunt cei care ne conduc. Noi nu avem dreptul să spunem că e rău. Noi nu avem dreptul să ne întrebăm de ce Austria interzice cursele ale Irene din România de joi, de poi mâine, de ce suntem văzuți mai rău decât Lombardia? Da? Știi de ce? Pentru că lumea civilizată știe că în Lombardia, chiar dacă a fost jale mare cu coronavirusul, instituțiile au reacționat corect, cetățenii au reacționat corect. La noi, deși suntem departe, doamne, mulțam, de situația din Lombardia, din Italia, din Spania, de unde vrei tu, toată lumea civilizată știe că pe român nu te poți baza. Pe român te poți baza pe instituțiile lor și pe conducătorilor. Nu i vorba neapărat de oamenii simpli. Și dintre oamenii simpli sunt puțin cei care sunt negaționi și conspiraționi și de asta. Doar că ei sunt foarte vocali și mereu aduși în prim plan de tot felul de sputnicuri și din asta. Da? Despre asta este vorba. Și nu înțelegem. Nu înțelegem, știi că a fost discuția despre vai, dar de ce îi bagă pe asimptomatici? Uite de ce îi bagă pe asimptomatici că ieșit omul la cerere, că i dat ce cereu voie să meargă acasă, da? Și după săptămână este în stare comatoasă la terapie intensivă. Nu-i așa? Și ghici pe cine o să dea vina rudili sau cine o mai fi? O să vină ori pe medici, ori pe ăștia, pe tătarul, pe cineva, că trebuie să dăm vina. Nu putem spune, domnule, prost o fost că s-o dusă la casă. Și se ajunge la situații care deja, except orice democrație, se ajunge la situații tribale. Da? Un român se angajează să-l ucidă pe Arafat. Și încă 1500 de români au distribuit postarea. Da? Unul, coltor. Uite aici. Da, și eliberați-l pe ăsta, că e primul deținut politic al dictaturii. Tu-ți dai seama la ce s-a ajuns. Discutăm despre ce? Discutăm despre o, despre o țară europeană? Nu. Eu zic că oamenii care trăiesc cinstit și muncesc cinstit în țara asta știu foarte bine că România este așa, un pic intrată, cu degetul mic, ca ăla care încearcă marea în Uniunea Europeană noi n-am avut chef să formatăm instituții, noi n-am avut chef să avem o economie reală în care mulți dintre ăștia lătrăii din politică să activeze, să vedem, bă, ești tare în parlament, e în gură cu tăți, da? Dar în economia reală, fără să lucrezi la stat, poți rezista. Care sunt calificările tale de parlamentar extraordinar? Ți-ai mai fi făcut o asemenea avere dacă era în economia reală? Astea sunt întrebările care trebuie puse, da? Ei trăiesc din manipulări. Până și năstase, prematur pușcatul, sau în gât mi împușcatul, da? S-a săturat de manipulările ăstora care cer și cer și cer într-un populist șanțat. Și le zice, doamne, pensiile nu pot să crească cu 40%. E o jucărie electorală. Vă dați seama? Și pe asta se va merge în toamnă. Da? Merge mai departe. La Academia Română. nitălai la Ipereluțu, Da? Vrebene 9 ani. S-au încasat bani pentru academicienii pentru unii academicieni care au murit. Vorbim despre ce? Vorbim despre sentimentul că avem ă, instituții esențiale? Vorbim despre sentimentul că avem un, un o funda, o fundament cultural care ne permite să spunem, existăm și noi în Europa și nu de acum, din 2007? Eu nu cred. Știți de ce nu cred? Pentru că ne-am dezobișnuit pur și simplu să. Să colaborăm. Pe de o parte, noi nu colaborăm între noi, ăștia mici. Pe de altă parte, necolaborând între noi, am lăsat ca toate instituțiile fundamentale ale statului român să-și facă din necolaborare statutul unui stat în stat. Că îmi permite limba română să mă joc cu ea. Da? Și atunci, tu ai foarte multe statulețe în România. Ai stătulețul numit. ce Ai stătulețul numit. Parlament. Ai stătulețul numit Cotroceni, ai stătulețul numit mai știu eu ce, Afir, Anaf, etc., etc. Și între stătulețele astea, ca niște bile de la știi că era jocul ăla de trebuia să dai două bile și erau două manete, știi? Și tot băgai bila prin tot felul de astea, suntem noi. Fugi acolo după adevenință, du-te dincolo, cum să le vid pe ăsta la alt, du ciocolată la doamna, bagă niște flori, vezi și tu de plic, am scăpat și de bila asta, acum mai vine statul și ne mai trimite în... Știi? Exact exact acel joc. Înțelegi? Pinball. Pinball. Da? Despre asta vorbim. Ăia suntem noi. România este acum o țară agitată artificial de instituții care în teorie există, în practică democratică nu există decât ca rezervor pentru neamuri, amante, fini, mătuși și așa mai departe. Da? Și politruci. Ăsta este baiul și de a toate știrile de aici se, se îmbină într-un puzzle pe care trebuie să-l înțelegem. Pentru că dacă dăm fiecare știre separată, o să fie, ia acolo ce s-a întâmplat. De asta presa convențională, care are forță, nu-i așa, ia 40 de milioane de euro de la guvern, ar trebui să facă puzzle-uri, să, să facă dezbatere să aducă pe oamenii ăștia care sunt în fruntea statului să spună, băiete, uite cum se leagă o știre de altă știre, de altă știre, de altă știre, de altă știre și totul este un magnet în buzunarul nostru și în viața noastră. Ne pleacă copiii în străinătate, nu pentru că deja nu mai câștigă bani aici, cum ai zis câștigă bani și aici, ne pleacă pentru că nu mai au încredere, pur și simplu, în întâmplările care compun România de astăzi. Ne vedem și mâine ca să păstrăm cadența. Să aveți sănătate!